aeroportul Iași va avea o nouă cale de acces. Este vorba despre un viitor drum dinspre Tătăraș care ar fluidiza traficul din zonă. Deocamdată, Consiliul Județean Iași vrea să facă un schimb de terenuri cu Ministerul Afacerilor Interne, care deține o parte din ele. Viitorul drum va lega zona aviației de terminalele de pasageri. Sprijini Primăria Municipiului Iași să finalizeze calea de acces suplimentară pe zona de sud, prin fața terminalului 4, către unitatea militară și spre Tătăraș. Noi am dezmembrat astăzi terenul cu care am convenit cu cei de la Ministerul de Interne, de la Inspectorul General de Aviație, să facem un schimb de terenuri. Practic, în perioada următoare, după ce vom intabula această dezmembrare, urmează să facem propunerea de schimburi de terenuri.